Este foarte clar că în momentul în care vrei să transmiți ceva electoratului, trebuie să o faci la modul direct. Asta este foarte clar. Cât despre celelalte restricții ale legii care a intrat în vigoare din 2016, sub același mod a făcut campanie și în 2016, bineînțeles exceptând restricțiile COVID, SARS-CoV-19, aceleași restricții erau și atunci vis-a-vis de vizibilitate prin simplu fapt că erau condiționate și creau o linie de mijloc între partidele mari și partidele mici prin faptul că aveai voie să cheltui o sumă prin mandatarul oficial al partidului, o sumă de maxim 55 de salarii medii, ceea ce crea o balanță între partidele mari și partidele mici. Deci, practic, se aducea undeva pe aceleași forțe. Cu și adevărat, credeți că se respectă această sumă? Eu sunt convins că se respectă, pentru că doveditor este faptul formal, că... Formal, da, domnule Zaharia, dar informal, candidații de la partide mai mici spun că nu au acces pe trusturile mari de presă și așa mai departe, că au niște condiții comerciale inaccesibile, probabil că... Nu pot să comentez această situație. Pot să spun că este clar că au aceleași resurse financiare, fiind aceeași regulă pentru toate partidele, da? 55 de salarii medii pentru fiecare. De aici, cum își gestionează fiecare partid și fiecare candidat resursele spre a penetra sau liniile de direcție spre online, spre media sau poate direct prin materiale în stradă, asta e, cred că ține de abordarea fiecărui partid. Dar, într-adevăr, de data aceasta, această campanie se duce mult, mult, mult mai greu, cu mult mai puțină informație transmisă om la om. Door-to-door-ul nu este accesibil, întâlnirile cu cetățenii unde se fac acele debate-uri sau acele abordări la scară largă a problemelor nu sunt posibile de această dată, ceea ce nu numai că dăunează, dar duce și la o lipsă de informare a cetățeanului. Din ce mi-aduc aminte istoric, partidele obișnuiau să facă și meeting-uri, adunări mari în anumite bazine electorale pe care le au, să fie o demonstrație de forță cu liderii partidului în față a zeci de mii de oameni. Nu mai sunt posibile de data asta. S-a terminat. Bine, dacă trebuie Orban să câștige, ce mai contează acum, cum era și cum ar trebui să fie. Pentru că iar e o situație inadmisibilă din punctul meu de vedere și de-a dreptul nu sunt cuvinte în dicționarul limbii române să o încadrezi. Adică să ai patru buletine de vot, patru feluri de candidați, patru candidați diferite sau patru candidaturi diferite și la panoul de afișaj, care și alea sunt 4-5 într-o comună, eu știu câte sunt în oraș, 6-7 într-un oraș și așa mai departe, nu ai voie să pui decât un afiș de partid. Când logic, normal, ar fi fost să pui un buletin de un afiș pentru fiecare buletin de vot. Adică pui acolo, să zicem că e mai cunoscut primarul sau candidatul la primar, dar ai nevoie să fie cunoscut și președintele la Consiliul Județean. Și lista de consilieri sau grupul de consilieri la Consiliul Județean, la Consiliul Local și așa mai departe. E, nu poți să mai pui. Nici măcar acolo. Deci nu poți să pui bannere, nu poți să pui afișe, nu poți să pui... Lăsăm pe domnul Orban toată ziua pe televizor, toată ziua cu reclamele plătite din banii guvernului, mai o mască sau scăpând pe lângă mască, mai o interzicere la alții care ar putea să pătrundă pe media și așa mai departe. Lucrurile astea se văd și pe online, le văd și pe media și așa mai departe. Trebuie să le spunem că sunt realitățile pe care le trăim astăzi. Dictatura, puterii care nu mai au nici măcar bunul simț să tragă un pic perdeaua